Veșterele pentru pietoni din 2024. Dacă avea impresia că nu există reguli atunci când circul pe jos, află că lucrurile nu stau deloc așa. Din noul an, amenziile vor fi extrem de usturătoare pentru această categorie. Află și tu ce sume va trebui să plătești pentru greșelile tale. Atenție mare la circulație, fie că ești cu mașină sau pe jos. Regulile sunt valabile pentru oricine participă la trafic, indiferent în ce circumstanță. Din noul an, regulile vor fi mult mai dure, ceea ce înseamnă că și amenziile vor fi mai mari. Guvernul a decis faptul că amenda pentru încălcarea regulilor de circulație va consta în 5% din salariul minim, stabilind acest procent în raport cu salariul minim actual de 3300 de lei. Prin urmare, s-a determinat faptul că valoarea unui punct de amendă este de 165 de lei. În cazul pietonilor care încalcă regulile de circulație pe drumurile publice, amenda se calculează în funcție de gravitatea faptei și constă în două sau trei puncte. Așadar, amenda minimă pentru un astfel de incident este de cel puțin 330 de lei, iar cea maximă ajunge la 495 de lei. Această majorare a amenzilor vine dintr-un context în care numai în București anul trecut au avut loc peste 80 de accidente grave în care pietonii au fost implicați. Această măsură se aplică în efortul de a descuraja încălcările regulilor de circulație și de a îmbunătăți siguranța pe șosele, având în vedere riscurile semnificative pentru pietoni identificate în incidentele anterioare. Pietonii care traversează strada în mod neregulamentar se vor expune unor amenzi care pot ajunge până la 495 de lei. Aceea sancțiune financiară se va aplica și șoferilor care nu utilizează centura de siguranță sau care ignoră semnificația sia culorii galbene a semaforului. Șoferii care aleg să circule cu anvelope de dimensiuni neadecvate sau care nu sunt echipați corespunzător cu trusa medicală, triunghiuri reflectorizante sau stingător, vor primi amenzi de până la 825 de lei. Aceea sumă va fi aplicată și celor care trec pe culoarea roșie a semaforului sau care vorbesc la telefon în timpul condusului. O mențiunea că aceștia vor suferi și suspendarea permisului pentru o perioadă de 30 de zile. Șoferii care încalcă regulile mai severe, cum ar fi circulația pe contrasens sau conducerea cu un permis expirat se vor confrunta cu amezi de până la 1320 de lei. Tot peste 1000 de lei vor trebui să plătească și cei care circulă noaptea fără dispozitive de iluminare sau reflectorizante fluorescente montate pe biciclete sau trotinete electrice. Aceste măsuri vizează să promoveze respectul pentru regulile de circulație și să întărească siguranța pe drumurile publice, relatează playtech.ro.